За што? Ми кулето када се не се На вам се нема кошто. Дали како ми мајче? Тај лаги за да ги сниме на Facebook. Како е? Da, sunt mai mulți. Nu vă faceți griji. Hai, Nicol, hai că te-am văzut. Dar nu vă mai înghesui de. Las cu film. Să nu vedeți? Ce spune? Nu te bagă și în cură. Bine, când să faci o poze. E bine. N-am să demonstrezi mai nimic. Tu ai stăriat? Da, da. Da, acolo se vede foarte. Da. Cucu. Aici era și parcul ăla? Era un parc natural, nu era aici, nu? Georgi, hai! După ce termin, să rămân. Da. Am zis și eu, și s-au dat de Că de dacă ceacă mine, chebaba, ce ca? Super, fără domnule! Ești domnul pe rădiata! Puteți să mergem, nu? Da, da. Pune-mă, Fionescu. Și eu can see the transfiguration of Jesus. Transfiguration of Jesus on the mountain of Tabor. Aici avem schimbarea la față, dar nu Iisus pe muntele Taborului, pictura este toată de sepul Tabor. Că primie păținuțul. Nu a fost restaurată niciodată, a fost doar conservată. Este pictura originală. This is the last supper, the last supper. Jesus Christ in this last supper has been 130 years before Leonardo da Vinci's last supper.
A fost pictată cu 130 de ani înainte de mașina de taina lui Leonardo da Vinci. Deci patru era. Împăratului, prin care a spus că a fost foarte mare plăcere, dar la misiunea culturală. El, acest om chiar ne-a găsit și un fel de bine. Am fost acum două luni în Salim și am văzut și casa în Pontiu Pilat, unde Domnul Iisus Hristos a fost închis și băgat cu picioarele în piatră. Da, legat. Acolo a fost bătut în cuie pe cruce, apoi s-a pus corona de spini și m-a plecat către Golgota. Bine, Golgota nu este un drum foarte greu accesibil, dar nu e chiar amenulos, dar subicele, faptul că a fost atât de chinuit și de bătaia de joc și loviturile și a fost și greutatea crucii. Asta a fost problema. Deci, drumul ăsta e mai greu. Domnule, avea o răutate pe el și a pus să-l aduce de la fost o margine a fost la unei plăcoase, strânceana. Și a pus să-l aduce numai cu mulțul lui s-a pregătit să-l aduce Domnul Iisus avea prin părerea lui restul și seamănă atât de frumoase erau și lucea lucrurilor așa o bucurie. Că odată s-a îmbrăcat un deșmin de aurin, de lumină, a venit Sfântul Ilie și Sfântul Moise. Se va de chestia economică, frate, aia de zi, nu?